Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ionuț Arhire, profesor de legislație rutieră și instructor de conducere auto. Din fericire pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, cei interesați, reușim să ne reîntâlnim în ciuda faptului că perioada a fost suspendată și am obținut informații noi și iată că, așa cum spun unii, a început reexaminarea sau urmează să înceapă reexaminarea, urmează ca elevii să reușească din nou să obțină dreptul de a conduce pe drumurile publice și s-a discutat foarte mult în această perioadă în ceea ce privește programarea celor care au fost programați în perioada stării de urgență și li s-a suspendat activitatea de examinare și tot așa. Până să intrăm în direct, m-am uitat pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor să văd la comunicate de presă informații de interes general, bineînțeles pentru toată lumea. Erau lucruri pe care deja noi le-am discutat, instructorii între noi și bineînțeles am informat și elevii, dar cu această ocazie doresc să vă reamintesc că poate nu toată lumea a căutat pe site-ul acesta să observe dacă sunt informații actualizate. Cred că era de știut că examinarea urma să înceapă cu data de 2 a 6-a. Bineînțeles că nu toate școlile vor începe în 2 a 6. Unele școli au examen începând cu 2 efectiv, altele din 11, 16. Ideea este că activitatea de examinare va fi reluată cu data de 2 a 6. Bineînțeles că în această perioadă, în săptămânile acestea anterioare, zilele acestea anterioare datei de 2, instructorii școlile au ținut legătură, au ținut aproape și bineînțeles că fiecare candidat care a fost programat la traseu ar trebui să știe când va fi examinat la proba practică. Bineînțeles că este o cronologie, să nu creadă cei care au avut examen, de exemplu, în mai, că ei vor da peste o săptămână după 2 iunie. Clar, se va respecta acea cronologie, astfel încât până în data de 15-6, 22-6, așa cum scrie aici, să poată fi reluate și activitățile de examinare la proba teoretică. Având în vedere că totuși nu mai suntem pe perioada stării de urgență, dar suntem în stare de alertă și există niște reguli pe care trebuie să le respectăm, sunt aici prevăzute tot ceea ce trebuie să îndeplinească candidații în momentul în care vor fi prezenți la proba practică. Utilizarea măștilor de protecție, atât pentru candidați și pentru examinatori. Nu are rost să vă citesc eu ceea ce puteți să faceți și dumneavoastră, dar uitați-vă pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere. Sunt aceste reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când ne deplasăm în spații închise. Bineînțeles că mașina este un spațiu închis și această distanță de cel puțin 1,5 metri este relativ greu de respectat. La nivelul județului Timiș, tot apropo de această distanțare, s-a mai stabilit și un loc de examinare în plus, automat pentru a nu se crea aglomerații de persoane și a nu putea fi respectată această distanțare. Să evităm, asta este important pentru că de regulă la aceste examene aparținătorii sunt mai mulți decât elevii și după cum vedeți la acest aliniat spune aici frumos evitarea prezentării la locul de întâlnire a candidaților cu însoțitori, prieteni, rude, accesul va fi permis doar candidatului și instructorului auto. Încercați să nu veniți cu toată familia, veniți singuri, este un simplu examen, dacă dumneavoastră știți să conduceți și instructorul este acolo, vă va orienta, ghida exact așa cum trebuie. Mai jos sunt niște precizări legate de valabilitatea documentelor, nu cred că mai sunt de interes pentru activitatea de examinare. Ce este important să mai știm? Pe această perioadă vă dați seama că s-au vehiculat tot felul de informații în ceea ce privește felul în care se va desfășura examinarea. În ceea ce privește modalitatea de examinare este la fel, timpul este la fel, punctele de penalizare sunt aceleași. Vă vin cu această explicație pentru că discutam cu unul dintre candidați și spunea el că a auzit că va dura mai puțin examenul astfel încât să poată fi acoperit numărul întreg de candidați. Nu este adevărat. Examenul va dura la categoria B la fel, minim 25 de minute și la celelalte categorii exact așa cum prevede ordinul ce reglementează activitatea de examinare. Dacă am omis ceva sau mai sunt neclarități pentru dumneavoastră, scrieți-mi pe Facebook.
astfel încât să vă pot lămuri, chiar acum o să intru și eu pe live, să vă pot lămuri despre tot ceea ce doriți dumneavoastră. Haideți să începem un chestionar, că ne-a fost dor, nu-i așa? După cum ați observat, am și schimbat ora, o să și păstrăm această oră, întrucât este lumină, suntem aproape de anotimpul cel mai călduros din an și putem să ne permitem să desfășurăm această frumoasă activitate și la această oră. Numai să-mi dea voie acest site să și fac ce vreau, că vom putea începe. Că până mă înțeleg cu el, văd că are personalitate și dorește să fac ce vrea el, nu ce vreau eu. Da, îi dăm noi de capăt, dacă nu găsim alte modalități ca să ne simțim bine, să ne reîmprospătăm informațiile, mai ales că o parte dintre dumneavoastră, cei care au avut perioada suspendată, vor trebui să susțină din nou examenul pentru promovarea probei teoretice și bineînțeles că au nevoie de reîmprospătare informației. Același lucru recomand și celor care au promovat deja proba teoretică să mai arunce un ochi așa pe legislație, să mai facă un chestionar, pentru că trebuie să își reîmprospăteze acest principiu, principiul legării teoriei de practică, pentru a nu avea probleme în respectarea regulilor de circulație. Mai puțin să deschid ce aici. Bun, haideți să vedem. Ce semnificație are marcajul longitudinal aplicat sub forma unei linii continue pe axul drumurilor publice? Pentru a nu confunda, pentru a nu crea momente în care elevul uită de acest marcaj de linie continuă, le spune elevilor tot timpul să creadă că axul drumului marcat cu o linie continuă este ca un zid. Da? În momentul în care ai trecut peste linia continuă, e ca și cum ai fi lovit un zid. De aceea, încercați să înțelegeți semnificația acestei linii continue, că nu permite încălcarea lui de către conducătorii de vehicule. Nu uitați acele spețe în care sunteți determinați să treceți peste marcajul continuu din cauza unor autovehicule oprite sau staționate neregulamentar sau diferitor situații pe care trebuie să le gestionați dumneavoastră trecând peste marcajul continuu. În acele situații nu sunteți vinovați dumneavoastră că treceți peste marcajul continuu, ci sunt vinovați cei care vă determină să treceți peste marcajul continuu. Dar aici este vorba de o situație regulamentară care nu ne permite încălcarea marcajului continuu. Foarte tare, două întrebări adresate diferit, dar cu aceeași semnificație, nu permite încălcarea în nicio situație. La semnalul dat de personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, prin rotirea vioaie a brațului. Ați văzut că și noi în viața de zi cu zi, atunci când vrem ca cineva să accelereze acel moment, îi spunem hai și îi dăm așa din mână să zicem. Și atunci să mărim viteza de deplasare a vehiculului. Referitor la explicația mea, să știți că totdeauna îmi place să relatez elevului care are impresia că la școală de șoferi învață și mersul pe jos, să-i reamintesc, să-i explic că a face școala de șoferi nu înseamnă a învăța mersul pe jos. Înseamnă să venim și cu informația pe care am avut-o, avem din viața noastră, din activitatea noastră socială și să o raportăm la a conduce autovehiculul. De aceea sunt multe lucruri care se leagă dintre activitățile din viața noastră și ce înseamnă a conduce. Creăm o conexiune și învățăm lucruri în plus legate strict de ce înseamnă a conduce autovehiculul. Poate ne permitem noi dacă avem buget. Nu știu ce să îți permiți, Ovidiu, poate îmi și spui. Schimbarea repetată a luminii de drum cu lumina de întâlnire. Da? În limbaj popular, faza lungă cu faza scurtă se folosește pe timp de noapte. Atenție, aici este vorba de schimbarea repetată, da? Acele flash-uri. La intersecțiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către polițist rutier. Aici trebuie să schimbăm alternativ din lumina de drum în lumina de întâlnire repetat, pentru că apropiindu-ne de acea intersecție, cei care vin direct din direcțiile opuse sau cu care ne intersectăm pot observa fascicolul luminos și adaptează din timp ceea ce trebuie să facă pentru acel moment.
De la ce distanță trebuie să folosească un conducător de vehicul mijloacele de avertizare sonoră pentru a preveni pietonii? De la o distanță de cel puțin 25 de metri de aceștia. Legat de distanțele astea, mai există o distanță recomandată de codul rutier pe care ar fi bine să o avem atunci când depășim bicicliștii. O distanță de minim 1,5 metri. Acea distanță este o distanță recomandată, această distanță este o distanță obligatorie. Da? Bineînțeles, nu ne gândim la situațiile în care evităm un pericol imediat, acolo deja intervin alți factori. Neacordarea priorității înseamnă, imaginați-vă că suntem într-o intersecție, avem indicatorul ce cedează trecerea, stop, sau avem culoarea roșie și pătrundem în intersecție neregulamentară. Ce face cel care a pătruns în intersecție regulamentar pentru a nu intra în coliziune cu noi? Își modifică brusc direcția sau viteza de deplasare, ori oprește, ori intră noi. Asta face. Care este regula priorității de trecere la intersecția a două drumuri de aceeași categorie cu circulația nedirijată? Regula priorității de bază dintr-o intersecție nedirijată, prioritatea de dreapta. Legat de ceea ce zice colegul nostru, Ovidiu, că dacă ne permitem amenda, indiferent de bugetul pe care îl avem, trebuie să ne comportăm astfel încât să nu riscăm să fim sancționați. Pentru că dacă am gândit cu toții așa, înseamnă că toți cei care dispun de resurse financiare ar încălca legea fiind sancționați non-stop. Nu așa ar trebui să gândim, Ovidiu. Vino cu o scuză plauzibilă ca să mai rămânem prieteni. Cei categorii de vehicule au obligația de a folosi lumine de întâlnire pe timp de zi. Motocicletele și mopedele, autovehiculele care însoțesc coloane militare sau transportă grupuri de persoane, autovehicule care tractează alte vehicule sau care transportă produse periculoase. Corect. Am stat în dubii la litera B, dar era coloană militară, era ok. La trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritar, care au în funcțiune mijloacele de avertizare sonoră și luminoasă de culoare albastră. Suntem obligați. Culoarea albastră ne obligă să reducem viteza, să circulăm cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare, să acordăm prioritate de trecere. Corect. În ce situație poate fi reținut certificatul de înmatriculare al unui vehicul? O să intru puțin aici, să distribui și pe Facebook-ul meu. În ce situație poate fi reținut certificatul de înmatriculare? Trebuie să aibă o problemă mașina. Datele din certificatul de înmatriculare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului. Deținătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civilă. Ce manevre sunt interzise pe autostradă? Haideți să vedem ce e aici. Așa, distribuie prietenilor. Gata. Ce manevre sunt interzise pe autostradă? Folosirea benzii de accelerare pentru a schimba direcția de mers nu este interzisă. Circulația sau staționarea pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate, este interzis. Deplasarea cu o viteză minimă inferioară limitei maxime permise. Doar B. O să mă uit că între timp mi-a scris cineva pe WhatsApp. Poate, nu poate. E rușine să-mi scrie pe Facebook. Ceau, Ionuț. Îmi puteți, pot spune, te rog, când începe. O să pot să-ți spun, dar nu chiar acum. Toți sunt nerăbdători în momentul în care încep să conduc, să se înscrie la o școală de șoferi, când pot începe să conducă. Autoturism echipat cu o remorcă poate circula pe autostradă, dar dacă ansamblul respectiv poate depăși viteza de 50 de km la oră. Circulăm într-o coloană, respectăm distanța față de vehicul din față. Ce trebuie să facem în plus? Să rămânem în limita propriei benzi, să ne asigurăm câmpul de vizibilitate. Corect?
Distribuim, distribui acum. Corect. Cum trebuie să avem reglat sistemul de lumini pentru circulația pe timp de noapte? Astfel încât să vedem și să fim văzuți fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți la trafic. Corect. Ce obligații avem dacă pe drumul pe care circulăm observăm evenimente de natură a pune în pericol siguranța circulației? Să semnalizăm participanții la trafic care circulă din sens opus, să emitem semnale acustice nu, să sesizăm cea mai apropiată unitate de poliție în legătură cu obstacolele care pun în pericol siguranța circulației. Ce măsuri vor fi luate în cazul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul cu defecțiuni grave la mecanismul de direcție? Da? Amendă contravențională, reținerea certificatului de înmatriculare, precum și reținerea permisului de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule. După cum vedem, cel mai lung răspuns este corect, glumesc, dar să știți că în 80% din situații cel mai lung răspuns este cel corect. Hai să discutăm puțin de ce legiuitorul a gândit că trebuie să aplice atâtea sancțiuni contravenționale celui care se află într-o astfel de situație. Și amendă și reținerea certificatului de înmatriculare, astfel încât acea mașină să nu mai poată circula regulamentar pe drumurile publice, dar totuși sancționează și conducătorul auto, conduita acestuia. De ce sancționează și conducătorul auto, adică îi suspendă dreptul de a conduce pe drumurile publice? Pentru că dacă nu i-ar suspenda dreptul de a conduce pe drumurile publice, ar însemna că acel conducător auto, în inconștiența lui, deplasându-se cu aceste probleme, după ce rămâne fără această mașină, poate să conducă o altă mașină la fel de defectă și, Doamne ferește, să facă lucruri care pun în pericol siguranța sa și a celorlalți participanți la trafic. De aceea, legiuitorul aplică și acestuia sancțiunea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice. Utilizarea pe autostradă a limitatorului de viteză pentru autovehicule dotate cu acest sistem are ca efect reducerea consumului de combustibil. Cu cât mergem cu o viteză relativ constantă, cu atât vom conduce ecologic, vom consuma mai puțin combustibil. Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor trebuie efectuată periodic, conform legii, în funcție de categoria de autovehicul. Există anumite perioade corespunzătoare efectuării inspecției tehnice periodice. Aceste perioade trebuie respectate, astfel încât să nu intrăm în latura contravențională a problemei, să fim cu inspecția tehnică periodică efectuată la timp. Noi suntem responsabili pentru respectarea acelui termen, nimeni nu ne vine să ne bată la ușă, vezi că nu ți-ai făcut inspecția tehnică periodică. Eventual dacă ne angajăm noi o persoană care să ne țină evidență. După cum ați văzut, s-a întrerupt în timp ce eram la întrebarea 18, nu e nicio problemă, o luăm de la capăt, facem câte întrebări putem. Unde vom parca vehiculul? Nu uităm, parcarea înseamnă o staționare într-un loc special amenajat. După cum observăm în imagine, avem un indicator de parcare, o săgeată care ne indică unde se află această parcare, pe direcția indicată în parcarea special amenajată. Instalațiile de semnalizare și iluminare ale unui autovehicul trebuie să funcționeze doar pe timp de noapte, nu să corespundă condițiilor tehnice impuse și să fie omologate de către autoritatea competentă. Să nu fie folosite în mediul urban. Nu. B. Răspuns corect. La ce distanță sunt instalate cele trei panouri suplimentare pentru avertizarea apropierii de o trecere la nivel cu o cale ferată? Primul este la 150, al doilea la 100, al treilea la 50. Nu uităm, panourile suplimentare la trecerea la nivel cu calea ferată, primul este cel mai departe de calea ferată, de acolo începem numărătoarea. Nu uităm că la mai puțin de 50 de metri de calea ferată sunt suficiente interdicții, nu avem voie să facem multe lucruri. Manevre voluntare, oprire, staționare, întoarcerea și mersul înapoi, iar în ceea ce privește depășirea, nu avem voie să depășim la mai puțin de 50 de metri înainte de calea ferată, imediat după calea ferată, bineînțeles, dacă alte reglementări nu ne interzic, depășirea este permisă imediat după calea ferată. C.
Celelalte manevre voluntare, oprirea, staționarea, întoarcerea și mersul înapoi, rămân interzise atât înainte cât și după calea ferată la mai puțin de 50 de metri. Ce obligații avem dacă întâlnim un vehicul care semnalizează cu lumine speciale de avertizare de culoare albastră și culoare sonoră? Culoarea albastră reduce în viteza, circulăm cât mai aproape. La albastru reducem viteza, la roșu oprim, obligatoriu. Așa trebuie să fie în mintea dumneavoastră în momentul în care vedeți lumini speciale. Întrebarea care vă adresează acest lucru. În practică o să vedeți că și vor fi situații în care, deși trece o salvare, poate trebuie să vă opriți, deci nu este obligatoriu. Dar până să ajungeți la pasul acesta, practic, trebuie să știți teoretic ce aveți de făcut și cum să răspundeți corect la întrebări. Semnalul polițistului rutier, aflat într-un autovehicul a poliției, efectuat cu brațul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreaptă a vehiculului. Deja nu știu câte întrebare cu poliția, cu aveți ceva să ne spuneți, drăpă câivu. Oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehicului poliției. Asta face bastonul. Da, tot am o mică problemă cu internetul ăsta. Mai trebuie să regia, mai trebuie să mai tăiem un consumator de aici de la internet ca să evităm să mi se tot întrerupă. Ceea ce nu este necesar, tăiem. Nimeni nimic, amendă foarte cu... Da. E ok. Start. Bun. Ce semnifică indicatorul din imagine? După forma lui, clar nu este un indicator de interzicere sau restricție, niciunul de obligare, niciunul de avertizare, niciunul de prioritate. Și atunci ne mai rămâne zona în care viteza recomandată este de 30 de km la oră. Interzis nu, că am zis că nu este indicator de interzicere sau restricție. Zona în care le este interzis autovehicul destinat transportului de mărfuri să circule cu peste 30. Nu. Ne aburesc ăștia de aici la B și la C. A, răspuns corect. Ce vehicule au voie să pătrundă în intersecție la culoarea roșie a semaforului? Orice vehicul. Te uiți atent, stânga-dreapta, nu-i polițistul, nu faci accident. Ai accelerat și ai plecat. Mai și glumi. Culoarea roșie interzice pătrunderea în intersecție, bineînțeles. Niciun vehicul, cu excepția celor destinate stingerii incendiilor, ale ambulanței, poliției, când se deplasează în acțiune de intervenție, etc. Bun. Stați să vedeți un elev ce hotărâți sunt să pătrundă pe roșu în intersecție. Cât timp trebuie menținută semnalizarea schimbării direcției de mers? Da? Atenție! Pe întreaga durată a executării manevrei. Îmi place să insist puțin aici pentru că există întotdeauna discuții și între elevi și între instructori. Se creează această confuzie între menținerea semnalizării pe toată durata executării manevrei la schimbarea direcției de mers, schimbarea benzilor de circulație, plecarea de pe loc, oprirea și în ceea ce privește menținerea semnalizării atunci când efectuăm depășirea. Codul rutier explică foarte clar. În ceea ce privește schimbarea direcției de mers, schimbarea benzilor, plecarea de pe loc, oprirea, semnalizarea, se menține pe toată durata executării manevrei. Într-adevăr. Dar în ceea ce privește depășirea, la fel specifică foarte clar codul rutier, semnalizarea, da? Sau trebuie să semnalizăm intenția de a depăși. Intenția de a depăși înseamnă că înainte, cu cel puțin 50 de metri înainte în localități sau 100 de metri în afara localităților, semnalizăm intenția de a efectua depășirea. Da? Semnalizarea nu se menține pe toată durata executării manevrei atunci când depășim. Doar intenția de a depăși se semnalizează. Odată ce suntem deja în depășire, nu mai avem ce să semnalizăm, pentru că noi am semnalizat intenția de a efectua depășirea. Celelalte reguli rămân aplicabile, bineînțeles, că semnalizăm că revenim, că ne asigurăm, revenim în condiții de siguranță, dar mi-ar plăcea ca toată lumea să fie în asentimentul celor precizate de mine, pentru că nu vin de la mine sau vin prin mine citând ceea ce este scris în codul rutier. Ce se înțelege prin distanța de cel puțin 50 de metri? Este magie aici. Chiar suntem pe DRPCIV. Ce probabilitate era să pice această întrebare în condițiile în care sunt aleatoriu repartizate întrebările? Distanța de cel puțin 50 de metri de la care conducătorul de autovehicul
este obligat să semnalizeze intenția de a depăși. Da? Distanța dintre locul în care s-a semnalizat intenția de a depăși și locul în care se schimbă poziția de mers autovehiculelor pentru începerea depășirii. Negru pe alb. Pentru cei care aveți dubii, da? Sau cei care faceți altfel. Sunteți obligați să circulați cu o viteză care să nu depășească 50 de km la oră în afara localităților în următoarele situații. Avem 10 situații mari și late în care nu trebuie să avem mai mult de 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. La trecerea pe lângă animale care se deplasează pe partea carosabilă sau pe acostament, prin tunele nu, în zona pietonală nu, pentru că în zona pietonală este maxim 5. Legat de zona pietonală, nu uitați, nu putem pătrunde în zona pietonală decât dacă locuim în acea zonă sau prestăm servicii comerciale, în codul UTS scrie servicii publice, din poartă în poartă. Mersul înapoi este interzis. Mersul înapoi este interzis în toate locurile în care întoarcerea este interzisă. Plus, mai trei situații. Pe o distanță mai mare de 50 de metri, legal nu este prevăzut o anumită distanță niciodată. Acesta nu va fi un răspuns corect. Dacă îl întâlniți pe chestionar, clar, ați rămas cu două posibilități de a răspunde corect. Eliminați din stat răspunsul prevăzut la o astfel de literă. Pe distanță mai mare de 50 de metri este interzis. Mergem 49, ne oprim, iarăși mergem 49 și am fentat legea. Precizați în care dintre situația de mai jos este interzisă depășirea. La trecerile pentru pietoni sau la cele cu nivel așa și la mai puțin de 50 de metri de acestea. Corect. În situația în care din sens opus, un vehicul este nevoit să efectueze o manevră pentru evitarea coliziunii. Și aceasta este adevărat. B și C. Ne uităm puțin cât este ceasul, da, ne ajută timpul. La trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritar, care au în funcție mijloacele de avertizare sonoră și luminoasă, de culoare albastră, suntem obligați, din nou, mijloace speciale, să reducem viteza, să circulăm cât mai aproape de marginea drumului, să acordăm prioritate de trecere. Se interzice circulația pe drumurile publice a autovehiculelor dacă echipamentul de frânare este defect, emisia de gaze atinge, nu depășește limita legală admisă, au montate dispozitive de iluminare și de semnalizare, altele decât cele omologate de autoritatea competentă. A și C, răspuns corect, cred că nici nu ar trebui să fim șoferi sau să facem școala de șoferi pentru a da răspuns corect. Este permisă staționarea vehiculelor pe timpul nopții, pe partea carosabilă a unui drum comunal neiluminat? Pe partea carosabilă a unui drum comunal neiluminat este permisă dacă suntem vizibili de la cel puțin 50 de metri. Dacă avem lumile de poziție sau de staționare aprinse, îndeplinim această condiție și atunci este posibil. Nu uităm că pe partea carosabilă a unui drum național, unui drum județean, unui drum comunal, dacă nu există reguli care să ne interzică aceasta, este permisă staționarea și pe timpul nopții, dacă respectăm această regulă, să fim vizibili de la cel puțin 50 de metri. Pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor europene, este interzis să oprim, să staționăm, da? Și ziua, dar mai noaptea. Foarte bune explicațiile. Mulțumesc, Denisa Socian. Este corectă manevra de devansare pe autostradă a unui autovehicul pe banda dreaptă a acestuia? Dacă știm diferența dintre depășire și devansare, nu vom mai avea problemă la a răspunde corect la această întrebare. Devansarea este corectă pe oricare dintre benzi. Important este să nu credem noi că facem o devansare și de fapt să facem o depășire neregulamentară. Da? Pentru asta o să fac și un mic desen ca să reamintesc. Sunt sigur că dumneavoastră deja știți, dar după cum spun alții mai învățați decât mine, o imagine face cât 1000 de cuvinte, așa că pentru 2 minuțele mai pot exersa și eu așa. Bun, să presupunem că avem 3 benzi, da? Banda 1, banda a 2, banda a 3, avem și, să zicem, banda de urgență, dacă dumneavoastră vreți. Un autovehicul se deplasează pe banda a 2, noi ne deplasăm pe banda 1, cu o viteză superioară lui.
Aceasta este manevra de devansare regulamentară sau suntem pe banda a treia și facem o deplasare cu o viteză superioară lui devansare. Însă, dacă facem așa și așa, este o depășire neregulamentară. Dacă facem așa, fie că trecem sau nu pe banda cealaltă și respectăm, bineînțeles, celelalte reguli, semnalizare, asigurare, este o depășire regulamentară. Mergi mai repede decât el, nu-ți modifici direcția de mers, este devansare. Pe o altă bandă, bineînțeles. Bun. Se uită și în Igor Hire, tatăl. Ce trebuie să avem în vedere atunci când lăsăm copiii să urce sau să coboare din autoturismul pe care îl conducem? Și această întrebare este o întrebare a care nu trebuie să fii înscris la școala de șoferi. Indiferent ce activitate o întreprinzi cu copiii, trebuie să fii foarte atent. Gândiți-vă că ei atunci când coboară din autovehicul, clar, văd un prieten ce se joacă, văd o rândunică de pe gard, văd o pisică ce mănâncă un șoarec și fug să vadă acel loc. Nu se mai gândesc, nu raționează așa cum raționăm noi adulții și riscă să provoace evenimente rutiere care le pot leza sau, Doamne ferește, chiar curma în viața sau să-i detene pe alți participanți la trafic să evite și să se creeze niște evenimente rutiere grave. De aceea ei trebuie invitați să urce sau să coboare numai dinspre trotuar, așa și noi ar fi bine, mai ales dacă suntem staționați sau opriți pe partea dreaptă, să urcăm copilul, dacă este mic, să-l urcăm dinspre trotuar, nu pe partea unde se circulă. La fel, atenție când deschideți portierele la bicicliști, țin minte că mama a avut un incident mai demult așa, dacă tata se tot uită și povestește, când cineva a deschis o portieră și a agățat-o la picior și s-a accidentat, se poate întâmpla oricui. De aceea încercați să învățați copiii să urce pe partea dinspre trotuar. Repet, mai ales acolo unde există posibilitatea să fugă și să creeze evenimente rutiere. De ce este necesar să mărim distanța față de autovehiculul care circulă în fața noastră când circulăm pe un carosabil umed? Clar, carosabilul umed nu este la fel de aderent ca și carosabilul uscat. Aderența învelopelor pe partea carosabilă scade, iar spațiul de frânare crește. Corect. Am avut un elev odată, mi-a dat și răspunsul B, a fost simpatic. Îmi vine în minte tot felul de răspunsuri date de elevi. Chiar sper să reușesc să am timpul fizic să scriu o carte. Când este obligat conducătorul unui vehicul să oprească? La semnalul conducătorului grupurilor organizate, nu? La semnalul patrulor școlare de circulație, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităților de școlare. Aici zic eu că ar fi obligat să oprească. În care dintre următoarele situații se anulează permisul de conducere, asociați cuvântul anulare cu infracțiune de regulă și observăm la litera A în urma unei condamnări printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiune la regimul circulației. Pușcărie, ca să țină minte elevul, pentru încălcarea dispozițiilor legale referitoare la folosirea luminilor de întâlnire. Nu putem intra la pușcărie doar pentru niște lumini. Pentru încălcarea dispozițiilor legale referitoare la obligația de a semnaliza. Nici pentru asta nu putem intra la pușcărie. Deci, răspuns corect A. Intenționăm să transportăm o încărcătură cu autoturismul personal. Ce trebuie să avem în vedere? Păi depinde ce încărcătură. În față, încărcătura poate depăși cu un metru? Nu poate. Încărcătura să nu fie voluminoasă? Să nu fie depășită lungimea, lățimea și greutatea admise. Foarte faine întrebările acestea de logică. Vreți să facem un concurs care răspunde? O să analizăm chiar delay-ul ăsta între noi și Facebook, să-mi dau seama cu exactitate și o să vedem în ce măsură putem să facem, să adresăm întrebarea. Acum chiar mă uit pe Facebook și observ că de-abia acum se derulează întrebarea la care noi deja am răspuns. Delay-ul este relativ... Acum de-abia suntem la întrebarea asta pe Facebook, da. Eu această întrebare mi s-a deschis acum vreo 30 de secunde, deci trebuie să urmăresc chestia asta.
Iuliana Ramona mi-a dat răspuns corect, V. Da, ar fi super, spune Sorin Bucur. Da, să știți că m-am gândit la acest lucru. Vreau să fac ceva de genul ăsta, să organizăm și un concurs. Cei care sunteți mai activi să vă și premiem cu o carte de legislație de la editura cu care colaborăm noi și pe parcursul unui an, la sfârșitul anului sau o perioadă care o stabilesc, care au fost cei mai activi, cei mai sârguincioși, să-i fac așa ca un voucher să facă școala de șofer gratis. Dar vedem, sunt proiecte, le gândim, o să facem în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea. Ce măsuri se iau în cazul accidentării foarte grave a unei persoane într-un accident de circulație? Ai că urmăresc în paralel și pe Facebook să-mi dau seama de delay-ul care există. Transportul imediat la cea mai apropiată unitate sanitară cu orice mijloc de transport posibil. Transportul imediat până la prima localitate. Acordarea primului ajutor până la sosirea ambulanței. Asta ar fi răspunsul corect. Da. Eu deja am dat răspunsul corect și pe Facebook încă nu apare. Da, este o întârziere de aproximativ jumătate de minut între transmisie și Facebook. Ce se întâmplă atunci când pe roțile unei osi eficiența frânării este mult diferită? Da? Roțile unei osi. Osia, roțile prinse. O roată frânează mai puternic, una nu frânează. Vehiculul poate derapa lateral. Corect. Indicatorul interzice accesul. Observăm pe desen o motocicletă, un vehicul cu tracțiune animală și un autoturism. Da? Tot ce este mai mic de aceste vehicule poate pătrunde. Ce este mai mare? Nu. Și atunci, autovehiculelor și vehiculelor cu tracțiune animală. Dacă am fi bifat a autoturismelor, că așa bifează marea majoritate a elevilor care văd pentru prima oară această întrebare, autoturismul este mașina mică, cea de categoria B. Da? Toate vehiculele motorizate sunt autovehicule. Noi dacă am spune că doar este interzis accesul autoturismelor, înseamnă că un autobuz ar pătrunde. Odată ce este interzis accesul unei mașini mai mici decât un autobuz, nu are cum să fie permis accesul autobuzului. De aceea trebuie să bifăm B, pentru că autovehicul înseamnă și autoturism, și autocamion, și autobuz, și tot așa. Ce vehicule avem permisiunea de a depăși în situația dată? Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataj, virgulă, interzisă. Și atunci avem voie să depășim vehicule cu tracțiune animală, biciclete și motociclete fără ataj. Ne indică accident, indicatorul de avertizare. În zona de acțiune a acestui indicator, nu avem voie să depășim 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. Ești sârguincios și ambițios, Sorin Bucur. Văd că tot răspunzi. Foarte bine pentru tine. Semnalul polițistului indică oprire. Vă este permis să depășiți bicicliștii? Nu ne este permis pentru că observăm că din sens opus circulă acest autovehicul și noi, prin depășirea biciclistului, nu putem păstra o distanță corespunzătoare astfel încât să fie efectuată în condiții de siguranță manevră. Cum ați auzit de carte, de școala gratis, gata, răspundeți toți, ușor. Cum vom proceda corect în intersecția care urmează dacă întâlnim indicatorul oprire? Indicatorul oprire ne obligă să oprim în locul cu vizibilitate maximă, ne asigurăm și apoi continuăm drumul. Indiferent dacă autobuzul s-a oprit sau nu, noi trebuie să facem acest lucru. Virăm la dreapta, acordăm prioritate pietonilor, nu uităm că pietonii au prioritate pe sensul nostru de mers. Aveți tendința, bine, șoferii clar, nu aveți tendința, așa faceți, dar elevii aveți tendința, dacă drumul este format din două, trei benzi, pietonul trece de banda întâi, și voi vreți să plecați de pe loc. Nu, așteptați ca pietonul să plece de pe sensul vostru de mers. Pentru că pietonul aflat pe sensul tău de mers are prioritate. Din banda a doua se poate întoarce imediat în banda a întâi. Tu, odată ce ai plecat de pe loc, nu mai poți să te oprești, să-i acorzi prioritate și vei fi declarat respins la examen. Sau în timpul orelor de instruire practică, instructorul tău poate să rămână fără permisul de conducere.
În ce ordine vor trece autovehiculele prin intersecție? Intersecția este dirijată, două indicatoare de pietre a priorității, două indicatoare de prioritate. De fapt, toate sunt prioritate, două nu avem prioritate, două avem prioritate. Observăm și panoul adițional care ne indică drumul cu prioritate. Este acesta pe care se află autoturismul roșu la pătrunderea în intersecție. Clar, autoturismul roșu va trece primul. Între cei doi, ambii au cedează trecerea, este egalitate, se aplică regula priorității de dreapta. Cel verde vine din dreapta autocamionului. Și atunci, cel roșu va trece primul, verde al doilea, autocamionul al treilea. Roșu, verde și albastru este al nostru tricolor. Mai avem 6 minute, o să începem un nou chestionar. Da, e foarte fain că e interactiv, dar încercați să nu vă limitați doar la răspunde corect și adresați-mi și întrebări din ceea ce vedeți la chestionare. Cum percepeți voi la întrebări? Unde ați răspuns greșit mai des? Ca să vă pot învăța cum să vă orientați, cum să priviți chestionarul în continuare sau întrebările în continuare, astfel încât să nu mai fiți induși în eroare la unele întrebări. Unele întrebări au și chichițe, așa cum le-am mai spus, dar dacă învățați, credeți-mă, veți promova fără nicio problemă. Nivelul cerut pentru a promova nu este high level, este undeva acolo în care toată lumea poate accesa. Sfârșitul zonei în care oprirea a fost interzisă, da? Imobilizarea voluntară a unui vehicul pe o durată de maxim 5 minute. Este acest indicator, oprirea interzisă, însoțit de panoul adițional, săgeata cu vârful în jos, care indică sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului. Fiind sub indicator oprirea interzisă, este însoțit de panoul adițional, indicatorul 2. Nu uităm că indicatoarele de interzicere sau restricție, gen oprirea interzisă, staționarea interzisă, limita de viteză, își pierd valabilitatea în prima intersecție, în lipsa altor reglementări. Da? Fica mea îmi spune, soția mea, că plânge la televizor și pupă televizorul. Tata nu mai pupa televizorul, tata o să vină acasă în 20 de minute să nu mai plângi, da? Te rog. Știi că tata te iubește și îți și aduce o surpriză când vine acasă. Sfârșitul zonei în care oprirea a fost interzisă este anunțată de, am zis asta, scuze, la intersecția nedirijată dintre un drum național și unul județean, comunal sau local, prioritatea de trecere se acordă. Vehiculele care circulă pe drumul județean, comunal sau local, nu? În această situație, când drumurile sunt de categorie diferită și intersecția este nedirijată, au prioritate vehiculele care circulă pe drumul de categorie superioară. Mi-a spus soția că fiica mea a râs la afirmația mea de mai devreme. Poate dacă nu reușesc cu emisiunea aceasta de legislație rutieră, poate mă reprofilez pe stand-up. Cine știe ce talent nedescoperit am și acolo. Autoturismul a oprit regulamentar. Observăm în partea de jos a imaginii că suntem informați că este un drum european, E15. Știm că pe partea carosabilă autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor europene, este interzisă oprirea și implicit celelalte manevre voluntare. Nu, deoarece pe această categorie de drum sunt interzise oprirea și staționarea. Ne spune o urmăritoare, Denisa, tot cu mecanica o duc mai rău. Și normal, nu te-ai jucat cu mașinuțele când erai mic, te-ai jucat cu păpușile. În general, elevii, să știți, nu numai fetele, toți elevii se vaită în ceea ce privește aspectul teoretic de două capitole. Mecanica și sancțiunile contravenționale și infracțiunile, iar în ceea ce privește aspectul practic, sensurile giratorii și manevre speciale, parcări, plecat din rampă și tot așa. Trebuie să insiști puțin. Dacă vezi că nu reușești să asimilezi cunoștințele, mai insistă puțin mai mult decât la celelalte capitole pe care le-ai învățat mai ușor. Dar să nu faci așa cum îmi povestea mie o elevă, odată spunea că nu reușește să asimileze infracțiunile și sancțiunile contravenționale. Și am întrebat-o, ok, de câte ori ai citit acel capitol? Păi aproape odată. Tu să nu faci așa ca acea elevă, să-l citești de mai multe ori, da? Dacă vrei să înveți și să nu mai ai probleme la acest capitol. Și dacă ai pe cineva în familie care are mașină, atunci când sunt anumite cuvinte, anumiți termeni, poate să-ți și explice ce este și să-ți și arate la mașină, sigur vei reține. Este permisă parcarea autoturismului pe trotuar, dacă se asigură spațiu de cel puțin un metru pentru circulația pietonilor.
Da, dar numai în acele zone unde există reglementări în acest sens. Foarte ok acest răspuns, pentru că unii șoferi au impresia că pe orice trotuar unde rămâne cel puțin un metru, putem opri sau parca sau să faci. Nu, trebuie să existe reglementări în acest sens, adică să fie marcate parcările, să existe indicatoare. Sorin Bucur, am greșit. Mai greșesc și eu, stai liniștit, nu e nicio problemă. Foarte bine că ai greșit. Acea întrebare, după ce ți-ai dat seama că ai greșit, sigur nu vei mai greși data viitoare. M-am uitat în dreapta că am depășit timpul, corect, e și 46, mai răspundem la această întrebare și ne oprim. Care dintre tipurile de semnalizare de mai jos vor fi respectate cu prioritate? Polițistul este stăpânul în intersecție, indiferent că funcționează semaforul, că avem indicatoare de prioritate, odată ce există polițistul acolo care dirigează circulația, vom respecta semnale și indicațiile lui. Timpul zboară când ne simțim bine, teoria relativității timpului, nu? Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-ați simțit bine, eu nu mă simt bine de fiecare dată când am această ocazie, mă bucur că o am și sper să fie interactivă și în continuare, să fie utilă, să vin cu informațiile necesare pentru toată lumea care este interesată de acest domeniu. Vă pup, vă doresc un weekend plăcut și numai bine tuturor!